Salut! Sunt Vlad Pădurescu, bine ați revenit la un nou episod din Șefi Acasă. Astăzi o să facem un ratatouille cu dovlecei, vinete, ardei gras, ceapă, usturoi, plante aromate. Vom folosi o burrata și un pesto roșu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să începem să feliem legumele, pe care le vom lăsa deoparte în timp ce facem sosul. Legumele trebuie tăiate rondele, pe care le vom dispune peste sos, după care vom coace totul la cuptor. Tăiem roșiile. Încercați să tăiați toate legumele uniform. Dacă acestea nu sunt tăiate așa, una dintre legume se va găti prea tare și una se va înmuia. Nu este nevoie să folosiți exact aceleași legume pe care le folosesc eu. Puteți folosi zucchini, puteți folosi un alt tip de ceapă, mai multă vânătă. Imediat după ce tăiați vânăta, este de preferat să o stropiți cu puțină zeamă de lămâie ca să nu oxideze. Chiar dacă ea se va negri totuși în gătit, este de preferat să începem cu ea frumoasă. Două cepe o să le tăiem rondele și una o să o tăiem cuburi pentru a o căli. Atât ceapa cât și ardeiul gras ar trebui să le tăiați cât mai uniform puteți pentru a se găti în același timp. Între timp o să pun tigaia la încins. Punem 2 căței de usturoi. Ok, să trecem la gătit. Uleiul de măsline, ardeiul gras, ceapa și usturoiul. Punem totul în tigaie și așteptăm să se călească. Să nu creșteți foarte mult temperatura, deoarece nu veți grăbi. Pur și simplu le veți arde înainte să se gătească și la interior. E un exercițiu de răbdare. Adăugați sare. Pentru a termina sosul, o să avem nevoie de roșii în conservă. Nu este nimic greșit în a folosi scurtături, atâta timp cât sunt de bună calitate. Ok, acum o să trebuie să așteptăm undeva la 10 minute să se gătească sosul, după care revenim. Cât timp se gătește sosul, o să facem amestecul de pătrunjel și busuioc, pe care o să-l tăiem fin și o să-l punem la sfârșit peste preparat, adică peste burrata și peste ratatouille. Un avantaj de care mă bucur întotdeauna când sunt acasă este că nimeni nu-mi judecă mâncarea și atunci niciodată nu trebuie să mă preocup dacă pătrunjelul e ales frunză cu frunză sau busuiocul. Bun, acum sosul este gata și putem să-l blendăm. Nu o să-l fac foarte fin, o să-l las grunjos, dar ținând cont că roșiile sunt întregi în bulion, o să vreau pur și simplu să-l bâzi puțin. Bun, acum putem să trecem la montaj. Abia aștept. Adăugăm sosul. Aici depinde de voi. Mie îmi place cu mai mult sos. Să trecem la faza finală, unde aranjăm legumele. Puteți aici să optați pentru cum am făcut eu, adică câte 3, câte 5 sau chiar și câte una. Acesta este modelul pe care l-ați văzut în desenul animat, unde toate legumele sunt ordonate. Adăugați când și când sare și la sfârșit puțin ulei de măsline. Nu vă speriați că depășește nivelul tigăii. Atunci când legumele vor fi gata, vor scădea foarte mult și atunci este de preferat să puneți un pic mai mult să ajungeți la nivel. Băgăm ratatouille la cuptor 40 de minute. O să încerc să-l montez și o să-l servesc direct din tigaie. Punem amestecul de pătrunjel tocat și busuioc. Același lucru netocat, adică pătrunjel și busuioc. Burrata, pe care o vom pune în centru. Și ultimul lucru, pesto rosso. Aceasta este versiunea mea de ratatouille cu burrata, pesto roșu și plante aromate. Poftă bună!